Bună seara, dragi telespectatori, bună seara, oameni buni, sunt Eugen Măruță și vă invit să urmăriți emisiunea Întrebările Zilei. Așa cum ați aflat de la știri, invitatul TV Sud, invitatul emisiunii Întrebările Zilei, este președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Ion Călinoiu, revine la emisiunea Întrebările Zilei. Bună seara, domnule Călinoiu. Bună seara, bună seara, telespectatorilor. O săptămână complicată pentru viața politică, numai din Gorj, ci și din România, o săptămână care gravitează în jurul situației premierului Victor Ponta. Mâine e punctul culminant, am putea spune, al acestei săptămâni, dezbaterea moțiunii de cenzură depusă de Partidul Național Liberal. Ar părea la prima vedere că nu vor fi surprize, având în vedere majoritatea din Parlament de care se bucură coaliția aflată la guvernare. Rămâne de văzut până mâine. În politică se spune că e posibil chiar orice. Cum gestionează socialdemocrații situația premierului Victor Ponta în aceste zile? Bine zis, e o săptămână încărcată din punct de vedere al stărilor și manifestărilor politice din viața noastră. Este un lucru nedorit, deoarece cu toții cred că am văzut că e mai bine atunci când avem o stare de normalitate, o stare în care putem să ne vedem fiecare de treaba pe care o avem de făcut, fără niciun fel de problemă, fără niciun fel de factor care să ne perturbe în activitatea noastră. Dar, din păcate, asta e situația. N-am scăpat încă de scandaluri, n-am scăpat încă de jocurile politice care nu ne fac de niciun fel bine și suntem în această stare. Dar, totuși, spre deosebire de alte dăți sau cu o perioadă nu prea îndepărtată, când scandalurile erau făcute de maniera de a menține o stare în care de niciun fel nu vorbeam de o guvernare pentru români și pentru România și vorbeam de interese și clientelă politică, de data aceasta rezultatele guvernării alianței de la ce constituie majoritatea parlamentară PSD, UNPR, PC, sunt unele care, bineînțeles, sunt constatate de noi toți, sunt apreciate atât la nivel național cât și la nivel internațional și nu mă refer la altceva decât la măsurile care au stat la baza programului proiectului politic început în 2012 al USL, din care, bineînțeles, au plecat fracțiunea liberală care a susținut fostul PDL și de data aceasta vorbim de fostul și noul PNL sau noul PNL compus din fostul PDL. S-a ținut guvernarea de acel program și iată că a asigurat, după cum bine se cunoaște, măsuri ce a eliminat nedreptățile vechilor guvernări, măsuri care a adus, bineînțeles, într-o stare de normalitate salariații din care și-au pierdut salariile peste cu procente de peste 25%, pensionarii, bineînțeles, au fost plătite toate datoriile și nu puține înregistrate de către agenții economice, au lucrat în domeniul investițional și mai cu pregădere în domeniul lucrărilor publice, investițiilor publice. Toate acestea au însemnat costuri și au fost cu bine achitate, având de data aceasta și o creștere economică recunoscută, expertizată de instituții și institute cu credibilitate și cu expertiză, o creștere economică pe care a recunoscut-o și a certificat-o guvernatorul Băncii Naționale Române, una semnificativă de peste sau este printre primele țări cu creștere economică din Uniunea Europeană de peste 4%, România, și este una durabilă și sustenabilă. Lucru ce a permis, de altfel, să se ia și o serie de măsuri prin care, bineînțeles, să fie accesibil la consumul pentru, în primă fază, produse din panificație prin reducerea TVA-ului, în mod semnificativ la produse din panificație, așa cum spuneam, și, nu în ultimul rând, reducerea TVA-ului la produsele agroalimentare, serviciile publice și
mai nou am înțeles și berea la halbă, nu? Toate acestea au însemnat măsuri care au condus ca să scadă prețul, condus să scadă prețurile, să crească consumul și implicit să fie susținută producția. Lucru care va conduce sigur și la investiții care nu pot să fie altceva decât creatare de locuri de muncă. Iată, acestea sunt condițiile pe care, de care vorbim astăzi și le-a asigurat guvernarea Ponta și aceasta este starea provocată acum de scandaluri și de aceea mâine, bineînțeles, recunosc și cei din PNL că nu pot să reușească să aibă reușită prin trecerea moțiunii de cenzură și va fi o moțiune de cenzură care va pica, deoarece trebuie să fie continuată această guvernare. Membrii coaliției de guvernare și liderii partidului acesta au afirmat și confirmat susținerea guvernului Ponta pentru a continua un program de guvernare care se va concretiza și în etapele următoare, de asemenea cu măsuri care se conducă la îmbunătățirea situației din România. E vorba de reducerea TVA-ului de la 1 ianuarie 2016 de la 24% la 20%. Pe ansamblu e vorba de adoptarea codului fiscal care asigură o relansare fiscală, o relaxare fiscală ce contribuie la o relansare economică, creând posibilitatea agenților economici să-și reia investițiile, să deschidă un front de noi investiții, ceea ce înseamnă și locuri de muncă. În același timp, mai sunt și se cunosc obiectivele Parlamentului României, instituția democratică a statului, care să asigure ce? Să asigure buna funcționare a statului democrat prin legi coerente, prin legi eficiente și nu în ultimul rând sunt pachetul de legi electorale care trebuie să fie adoptat în perioada imediat următoare pentru a avea ce ne dorim cu toți, un parlament eficient, un parlament mai suplu, să nu avem, iată cum vede, cum se observă în urma vechilor legi electorale, un parlament cu rezultat care a dat practic care în urma votului s-a dublat numărul de parlamentari, deputați și senatori, urmarea votului uninominal pe colegii. S-a vorbit că Parlamentul a devenit un scut pentru premierul Victor Ponta, la fel va fi și mâine și că cetățenii ar trebui să fie egali în fața legii. Cum comentați aceste lucruri? Cetățenii și lucrul ăsta l-a spus Victor Ponta. Fiecare cetățean trebuie să fie egal în fața legii, nimeni nu e mai presus decât legea, dar și de o parte și de cealaltă trebuie respectate ce trebuie să funcționeze în statul de drept, separația puterilor în stat. Parlamentul, ca putere legislativă, își asumă responsabilitatea și, bineînțeles, că numai și numai în baza legilor adoptate de Parlament își desfășoară activitatea, își desfășoară activitatea instituțiile, statul de drept din România și trebuie să facă legi bune. De asemenea, puterea executivă, guvernul, să funcționeze pentru așa, pentru interesul general, pentru interesul național, cu măsuri foarte măsuri de guvernare, în programul de guvernare care să contribuie la creșterea bunăstării fiecărui român în parte, indiferent de poziția sa pe care o ocupă în societate. Și nu în ultimul rând este vorba de puterea legislativă care trebuie să îi se asigure și asta o spune și premierul, o spun și membrii coaliției de guvernare, să îi se asigure independența pentru a funcționa întocmai ca o putere care să asigure aplicare, supravegherea și aplicarea legii întocmai. Credeți că este nevinovat premierul sau numai justiția se va putea pronunța în sensul ăsta? Prezumția de nevinovăție o știm cu toții că primează. Dar având în vedere că vorbim de fapte pe care justiția le constată acum și ele au mai trecut prin vizorul organelor de control financiare și juridice și la vremea respective au fost catalogate și mai ales că nu sunt aceste fapte pe perioada guvernării, premierul pot să spun foarte clar că nu este un om corupt. În legătură cu ce se poate constata pe marginea contractelor cunoscute și discutate, e vorba de o relație comercială, o relație comercială care nu are nicio legătură cu DNA-ul și, poate fi, bineînțeles, judecată fără niciun fel de probleme în instanțele noastre.
Complexul energetic Oltenia este totuși târât din nou într-un scandal mediatic, se vorbește de rovinari, se vorbește de turceni, se vorbește de județul Gorj într-un context în care poate că nu ne-am fi dorit, am fi vrut să se audă altceva despre județul acesta, nu de cauze penale, anchete DNA, chiar și deputatul de Gorj, premier, de asemenea implicat în scandalurile acestea. Complexul, de ce vorbim de Gorj numai în contexte Complexul energetic negative? Oltenia a fost pentru județul Gorj și este în continuare și pentru, bineînțeles, statul român, pentru România, principalul furnizor de energie electrică produsă pe bază de cărbune. Complexul energetic Oltenia, din păcate, a fost sau încă este? Și este, am zis, nu? Și da. Este. Complexul energetic Oltenia, din păcate spun, a fost în același timp și tentant și chiar obiect al intereselor clientelei politice, al băieților deștept și în continuare să merge în această idee și încât activitatea de la nivelul complexului energetic Oltenia nu poate fi în vizorul nimănui decât una care să genereze astfel de discuții care unele sunt demonstrate că unele au fost demonstrate și au existat și au fost practic reliefate și în situația economică financiară a complexului energetic Oltenia, când era un producător de energie și nu trebuia să aibă probleme în piața energetică, dar a făcut, iată, obiectul a ce a însemnat interese particulare și mă refer la interese de clientelă politică partinice, de interese de grup și nu interesul general ca la nivelul România și la nivelul Gorjului, complexul energetic Oltenia să fie într-adevăr unitatea care să aducă mai multă prosperitate, să mențină locurile de muncă. Am văzut un titlu într-un ziar, pornindu-se la sintagma băieții deștepți din energie, avocații deștepți din energie. De ce se fac astfel de comentarii? Este de comentat că dacă e vorba de acest contract, la nivelul complexului energetic Oltenia, sigur, a fost un contract comercial pentru a fi apărat de Casa de Avocatură Șova interesele complexului energetic Oltenia, iar în partea opusă a fost o casă de avocatură care era doamna Gorghiu la Transelectrica, că aici a fost problema. Deci se poartă și se realizează aceste contracte care, bineînțeles, trebuie să susțină, să apere în situații de litigii o parte sau alta. A avut câștig de cauză, bineînțeles, Casa de Avocatură, deoarece Complexul Energetic Oltenia a câștigat procesul cu Transelectrica și n-a pierdut niște bani, dacă mi-a dat bine aminte. Complexul acesta are totuși sau avea 500 de juriști și chiar mai mult decât atât. Așa, și au fost angajați pe bandă. Vă aduceți aminte care a fost ultima măsură care a fost măsura luată? La ce au fost angajați dacă... Păi nu știu, întrebăm pe cei care i-a angajat. Dar eu vreau să vă aduc aminte când Complexul Energetic Oltenia din 2013 practic era în pericol de a nu mai livra energie pe piața electrică fiind eliminat definitiv din piață, având concurenți care în condiții de apă multă, vând mult, intrau în sistem cu preț zero. Și bineînțeles, știm că erau susținuți și sunt în continuare susținuți de certificatele verzi, subvenții mai direct ale statului, pentru a stimula acele investiții, de care este necesar. Bineînțeles, să avem un echilibru în piața energetică cu producători de energie electrică ce utilizează și energia nepoluantă, energia verde. Dar siguranța și securitatea sistemului energetic, pe care nouă parte să o aibă multe state din lumea asta, este bineînțeles, o certitudine, având în sistem funcționarea complexului energetic Oltenia. Și atunci, sigur că la nivelul complexului energetic Oltenia, în 2013, era nevoie de o reformă, de o restructurare. Și prima măsură a fost aceea de a elimina, practic, sau a scoate din biroul TESA, care era supraaglomerată, și trimis în producție. Că, pe lângă juriști și toți inginerii, toți profesioniștii, deja nu mai erau acolo în mijlocul producției și a deranjat foarte mult treaba aceasta. O parte din juriști, bineînțeles că au mai și plecat, că au fost trimis în producție la meseria de bază, n-au mai fost trimiși în producție
la ce căpăta să iei în urma pregătirii profesionale ulterioare și să îndese birourile de administrație și de birocrație. A fost curățat complexul energetic de oamenii care taie frunze la câini, după părerea dumneavoastră? Părerea mea că mai e loc de acest lucru, ca și oricare instituție. Că eu spuneam lucrul acesta că se găsesc și în administrație, inclusiv la Consiliul Județean se mai găsesc asemenea. Păi și cum îi depistează, cum îi descoperiți? Păi descoperim pe rezultatele muncii pe care le au, dar problema că păi, este o lege care apără și funcționarul public, ca să vorbim din asta, și nu poți să... Una e să apere funcționarul și alta e să apere lenea sau neperformanță. Nu pot să o demonstrez deocamdată, dacă stă cu minte, nu face nimic și, și mai ales mai e și legătura asta sufletească, că șeful lui direct îl apreciază în final când trebuie să-i facă o evaluare cu bine și foarte bine și uite așa se întâmplă. Și atunci ne mai așteptăm la performanță în administrație, în economie? Economie controlată de stat? Eu zic că lucrurile s-au mai... Pe... Eu mai spun ce există, nu mai există la nivelul acela și există peste tot și sunt convins că nu vor fi eliminate până... poate niciodată aceste situații care au la bază cauze subiective. Vor exista, deoarece sunt oamenii care decid și există dramul de subiectivism pe care trebuie să-l recunoaștem. Dar nu mai trebuie să fie de asemenea anvergură și lucrul ăsta s-a făcut tocmai în imixtiunii politicului în tot ceea ce însemnat viața de zi cu zi. Învățământ, sănătate, administrație și așa mai departe. Lucru ce în ultimul timp nu se mai întâmplă. E o întâmplare că avem trinomul acesta, Dan Șova, Victor Ponta, Laurențiu Ciurel în dosarul contractelor cu cele două foste complexuri? O întâmplare. Este o acțiune care se referă, așa cum spuneam, la un contract comercial și sunt părții ale contractului. Partea de casa de avocatură și partea... Dar nu e Laurențiu Ciurel singur. Că atunci erau termocentrala Rovinari sau complexul... Deci domnul Cristea. Și complexul Turceni. Erau cele două complexe energetice. Deci procurorii au ajuns la concluzia că acum se poate deschide aceasta să-și continue această anchetă sau... Mă rog, dumneavoastră, din aproape în aproape, vreți să ajungeți probabil undeva dacă se... E o chestiune politică sau nu? De asta. Știu că PSD a ridicat și problema aceasta. Eu cred că este un joc politic, dar nici pe departe nu vreau să spun că lucrul ăsta este în treaba aceasta, este cu o inițiativă a instituțiilor abilitate, a puterii legislative. Este un joc politic și, bineînțeles, susținătorii președintelui, e vorba de, atunci lucrau separat, PDL, PNL, acum fostul PDL sau noul PNL, vor cu tot din adinsul să ajungă la putere. Bineînțeles că a fost și angajamentul președintelui Iohannis să aibă guvernul său, așa și să am guvernul meu, nu? Nu cred că asta e măsura cea mai bună de, eu zic că, mă rog, a ajuns momentul ca acest dosar să ajungă la DNA și să fie analizat și cercetat. Ce legătură are să le exploatezi și să nu-ți dai seama că totuși nu are nicio legătură cu activitatea de premier, pentru că faptele nu sunt de corupție, nu sunt de niciun fel în perioada când Victor Ponta este primul ministru al României și atunci ar trebui lăsat în pace să ne vedem de guvernare. Nici conflictul de interese, numirea domnului Șovan de 3 ori? Deci asta e o... Părerea mea că... Foloasele de care vorbesc procurorii, mașină, sume de bani și așa mai departe? Deci... S-a simțit cumva dator premierul să-l... E exclus așa ceva. Îl răsplătească pe Dan Șovan. Conflictul de interese de manieră definit în această situație îl întâlnim la tot pasul. Deci, oricine, dacă într-o perioadă anterioară a lucrat și a avut o relație și dacă se verifică, sigur, și se poate verifica, este în stare de conflict de interese. De exemplu, dacă o autorizație de construcții e liberată la un constructor care a avut contract cu autoritatea eliberatoare a autorizației de construcții, înseamnă că semnatarul, primarul sau guvernatorul de credite este în conflict de interese, că i-a dat unuia care a avut contract cu primăria sau cu Consiliul Județean să facă o lucrare. Asta e acum și părerea mea că legea și codul de procedură penală sub acest aspect trebuie foarte bine verificat și nu numai că se oprește și lucrul ăsta care spunea dacă contractul ăsta nu e poate să fie și un angajat la o societate din
rudă până la gradul 2, dacă nu mă înșel, sau chiar mai mult, în asemenea societate, iarăși este un conflict de interese. Eu zic că ăsta n-are niciun fel, n-are nicio legătură cu conflictul de interese. Atunci, dacă este nevinovat premierul, de ce nu se pune la dispoziția justiției? Păi, și rămâne în deci problema în e funcție? Că nu este această cale de a fi a folosi Parlamentul ca masă de manevră, să pui oamenii pe tavă la dispoziția justiției. Este o verificare, un proces care se poate duce în instanță fără să treacă prin votul Parlamentului. Și am văzut cu toții răspunsul pe care l-a avut ministrul Pop de la DNA. Și era o stare de incumbrare și a spus, nu este de competența DNA-ului. Trebuie să luăm o pauză de publicitate, revenim în câteva momente. Suntem în direct la emisiunea Întrebările Zilei. Stăm de vorbă în această seară cu președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Ion Călinoi. Am vorbit despre poziția PSD vis-a-vis de premierul Victor Ponta. Mâine moțiune de cenzură. Socialdemocrații se așteaptă să fie respins, având majoritate. Reușesc până mâine liberalii să obțină 100 de voturi, atât le mai trebuie ca să treacă moțiunea? Cam de unde ar putea să... Eu vă spun că liberalii realizează această moțiune de cenzură și nu s-au gândit niciodată că o vor câștiga și că va trece această moțiune pe două lucruri foarte serioase. Și eu zic că motivul cel mai important, că și ei sunt conștienți că nu pot să guverneze și n-au cu cine să guverneze, că lumea știe pe cei care și au propus acum să-i aducă la guvernare ce au făcut. Iar în altă ordine de idei este, așa cum spuneam, o coaliție la guvernare care și-a asumat o responsabilitate să ducă până la bun sfârșit, până la finalul ciclului electoral 2016, un program de guvernare care să fie unul de interes general, cu măsuri care să ajute practic să fie în sprijinul fiecărui cetățean român. Să discutăm în partea a doua și despre alte teme, să revenim puțin și la complexul energetic Oltenia, pentru că se discută de luni bune despre discriminare când ceea ce privește accesul pe piață și iată tot de luni bune de șomaj tehnic la complexul energetic Oltenia, lucrurile nu stau deloc bine din aceste două puncte de vedere, cel puțin din aceste două puncte de vedere. Există soluții pentru această companie? Regenerabile continuă să ocupe cote importante din piață? Sigur, așa cum spuneam și cunoaștem cu toți, complexul energetic Oltenia se află în competiție pe piața energetică cu producători de energie care nu se găsesc de niciun fel pe același nivel. Mă refer la costurile de producție. Mai mult decât atât, cei ce utilizează energia verde sunt și susținuți pentru a fi stimulate aceste investiții și susținuți mai bine ca oriunde în rândul țărilor europene de către România, cu certificatele verzi bine cunoscute, număr de 6. Bineînțeles că guvernul Ponta să ia o măsură că crescuse factura la consumator și a diminuat și a amânat 3 certificate de la plată pentru acest gen de investiții. Dar problema, așa cum spuneți, este una dificilă și de fiecare dată premierul Ponta a negociat cu fondurile monetare Fondul Monetar Internațional, cu Banca Mondială și cu Uniunea Europeană, fiind finanțatorii noștri și au o viziune foarte clară de reducerea în mod radical a activității la complexul energetic Oltenia. Premierul a spus de fiecare dată, atât timp cât este o activitate, chiar dacă statul este acționar majoritar fără pierderi, trebuie menținută. Mai mult decât atât, complexul energetic Oltenia nu putem spune că a avut subvenții de la statul român. A subvenționat statul român prin neasigurarea plăților pentru cărbunele și energia asigurată la unele orașe, reședințe de județ, atât pentru agentul termic din centralele cunoscute ce asigură agent termic la reședințele de județ din țară și la unități economice strategice. Iată că este sigur nevoie de complexul energetic Oltenia, iar pe altă parte, în altă ordine de idei, așa cum spuneam, siguranța și securitatea complexului energetic Oltenia. Toată lumea există acum, este conștientă
că s-a făcut o nedreptate cu complexul energetic Oltenia atunci când, ne aducem aminte, printr-un ordin al ministrului, nu avea de niciun fel șansă să intre pe piața energetică, mă refer la ordinul ministrului Videanu, 28 sau care a fost abrogat, dar lucrurile nu s-au îndreptat. Pe 14 luna aceasta mergem chiar la nivelul Comisiei de Industrie, Energie și Comerț din cadrul Parlamentului României pentru a susține activitatea complexului energetic Oltenia, deoarece este nevoie de un cadru legislativ care să asigure realizarea mixului energetic. Este singura măsură care garantează funcționarea complexului energetic Oltenia și, în ultimul rând, să grăbim că vorbim de câțiva ani de zile și pe această guvernare de efectele legii 255 pentru expropierea unitate publică prin hotărâri care să fie și în cadrul complexului energetic Oltenia, dar aici e nevoie de hotărâri ale guvernului ca să stabilească clar perimetrele de exploatare care trebuie să fie expropiate, deoarece statul trebuie să dea acești bani, nu i-are, complexul are bani, dar n-are posibilitatea legală de a-i plăti. Dar povestea de anul trecut, de ce nu se mai rezolvă? De ce durează atât? Păi am explicat-o de fiecare dată, am spus-o și la postul dumneavoastră de televiziune când a fost o emisiune înregistrată pe acest tip. Este vorba de birocrația din administrația ministerilor. Și a fost o distinsă doamnă aici și eu chiar i-am spus întrebarea direct că nu e posibil ca un proiect de hotărâre de guvern să treacă de vreo 3 ori pe la ministerele care au obligația să dea vize pentru a fi hotărâre de guvern. La ce vă refiți? La expropieri sau la omesări? La expropieri, nu la omesări. La expropieri și n-au obținut avize și, mă rog, acum când a fost... Păi și nu e guvernul Ponta, premierul Ponta nu decide... Premierul Ponta i-a chemat, am fost de față acolo, de fiecare dată se mai găsește că dispare un document. Este pur și simplu un interes pe care, bineînțeles, îl cunoaștem cu toții, ca să fie cât blocată această acțiune. E o problemă de autoritate, mă gândesc, nu de interes, că până la urmă premierul ia o decizie, Premierul a spus pentru ultima dată că e posibilă schimbarea ministrului pentru această acțiune. Că nu cunoaște premierul ce funcționar stă acolo și nu-și face treabă. Mi se pare mai rezonabil să fie schimbat ministrul pentru o chestiune de genul acesta, care pune în pericol sistemul energetic, decât, de exemplu, schimbarea sau demisia ministrului rus pentru o declarație aberantă legată de românii care muncesc peste hotare și care au trimis miliarde de euro în România și poate au susținut această economie. Și ce vrei să zici? Nu trebuie să-și dea demisia rus? Nu, dar zic dacă și-a dat pentru un motiv atât de... Nu se compare. În ce mă privește, e gravă, o declarație gravă. Dar și miniștrii aceștia ar putea fi trași la răspundere pentru activitatea lor, nu credeți? Sigur că da. Sau inactivitatea, mai degrabă. Sigur că da. Mai degrabă spus. Ce facem? Spuneți că mergem la FMI și spunem, domnule, avem profit, nu comentați aici, continuăm cu activitatea aceasta. Ce o anchetă anul trecut cu pierdere? Cum se va merge în fața delegației FMI? Deci nu e au fost niște explicații din partea managerului. Deci nu este o pierdere a activității curente anului și este o pierdere care... Păi trebuie să țină, că se demonstrează foarte clar lucrurile astea. Complexul energetic Oltenia nu a luat niciun fel de subvenție de la stat. Deci nu poate fi acuzat de niciun fel de... sau nu poate fi suspect de ajutor de stat. Complexul energetic Oltenia avea de încasat de la stat și așa sunt datorii istorice, datorii de ani de zile, care de fapt, în loc să fie încasate creanțele, ele au devenit venituri care sunt suportate, care suportă impozitări. Deci n-au luat nici banii, dar ele sunt în evidența e vizibilă, e și tehnică. Cum să nu țină treaba aceasta? Atunci, în situația asta, bineînțeles că putem vorbi foarte clar de un contract al managerului care demonstrează că el a avut în calcul ce a însemnat activitatea curentă de la zi preluată și nu, bineînțeles, pasivul care este practic obligația statului. Datoriile sunt de la stat, nu la nimeni și trebuie să le dea. În altă ordine de idei. Bineînțeles, complexul energetic Oltenia trebuie să primească banii europeni pentru certificate de bioxid de carbon, pe care nu i-a primit până la această dată. Sunt în PNI-ul sau cum se numește, Programul Național de Investiții, acești bani și încă nu i-a primit. Are, deci, resursele care trebuie să-i revină, încât activitatea e clar că nu este pe pierdere.
Rămân de văzut acum ce vor spune și specialiștii, dacă nu se face. Da, acum ceea ce spun, sunteți conștient că este adevărat și știm cu toții lucrul ăsta, nu? Că are de încasat și dacă aceste creanțe le încasează și, bineînțeles, este pe profit, nu? Problema știți care este? Că dumneavoastră angajați pe cineva să vă taie fânul, ca să fie mai simplu. După ce își încheie activitatea, vă cheamă pe pășune și nu mai găsiți niciun fân și vă spune, domne, nu mai este fânul, că m-am gândit că și așa e mult cu transportul, cu depozitarea, cu astea și așa, mai bine nu-l mai strângeți că ieșiți în pierdere. Cam așa e și cu activitatea asta. Ori e profit, ori nu este. Dacă ar fi fost 15% pe bursă acum și americanii sau britanici, cine ar fi cumpărat acțiunile și ar fi cerut profitul, de unde le-am fi dat banii? Că nimeni nu cumpără acțiuni fără să aibă dividende la final de an. Deci, sigur. Ce le spuneam? Domne, știi că Termo Craiova n-a plătit, Govor n-a plătit. Din niciun caz nu seamănă exemplul dumneavoastră cu ce se întâmplă la complexul energetic Oltenia. N-are nicio legătură. Păi nu, dar ce le spuneți la celor care au cumpărat acțiuni? Dacă, să zicem, deci, acum cine încearcă să spună că complexul energetic Oltenia e pe pierdere, greșește. Că dacă nu există posibilitatea reală ca statul să dea acești bani ca să închidă aceste creanțe, să poate, din punct de vedere al economistului, al contabilului, face o contabilitate care atestă activitatea complexului energetic Oltenia din momentul... Nu, problema, e foarte clar. Nu, deci nu, deci nu sunt banii complexului energetic Oltenia din piața liberă și nu i-a cheltuit și are pierderi de producție. Aici sunt bani pe care trebuie să-i încaseze și atunci este vorba de o contabilitate care... Eu sunt convins că economiștii cunosc foarte bine acest lucru și ar spune probabil în termeni preciși ceea ce înseamnă evidență separată cu niște active care trebuie să fie puse undeva în evidență ca el la un moment dat. De ce statul atunci șterge datorii la unele unități economice și vezi uzina mecanică Sadu 2 și la complexul energetic nu dă bani. N-are lichidități. Și atunci statul poate să găsească o soluție la Ministerul Finanțelor ca să țină complexul energetic Oltenia ca un depozitar la fund de stat și să nu-l pună în postura de a plăti și impozit pe niște creanțe care le transportă în venituri. Ce înțeleg eu din ce spuneți dumneavoastră e că statul nu dorește să aibă companie performantă. Pentru că luăm banii dintr-un buzunar al statului și îi punem în alt buzunar tot al statului. E o companie de stat. Vă spun eu ce să înțelegeți. Complexul energetic Oltenia statul nu are a fost interes. De interes național și a fost creat cu o anumită viziune. Toată lumea e de acord. Hai să înțelegem. Cu o anumită viziune. Când, de fapt, când a început activitatea lui, se știe foarte clar că permitele intrate în exploatare trebuia să fie la rândul lor asigurate în altă zonă sau în zona noastră prin redare în circuitul agricol. Nu s-a întâmplat asta în România. S-au dat înainte de 90 hectare bune în circuitul agricol în alte zone. Iată că era undeva în acea viziune a unei economii centralizate un lucru bun. Însă pentru Gorj n-a fost un lucru tocmai bun că terenurile noastre au fost frământate. Mai departe, complexul energetic Oltenia a furnizat energie electrică, mă rog, un procent de peste 40%. 40 chiar avea o cotă mai mult. De 30 la 30, un moment dat. 30, dar până în începuturile, până apărea asta, era chiar la 40%. Atunci, bineînțeles că tot pe o economie centralizată au fost industrializată țara cu unități economice de care energie și vezi câtă energie a asigurat care complexul, nu mai sunt complexul energetic Oltenia. Bun, și a rămas dator. Atunci, lucrul ăsta a avut repercursiuni asupra bugetului național și a avut lichidități. Și s-au trecut prin o serie de etape, când vă aduceți aminte, de eliminarea blocajelor financiare și acum tot așa se poate spune foarte clar că nu statul se dorește să închidă complexul. Complexul energetic Oltenia a fost inclus a fost pentru statul român acel... Ca o mama răniților sau cum? Acea unitate economică ce a sprijinit domeniul de activitate din strategia noastră și economică. Sprijinit, și acum, acum în perioadă... nu i-a ajutat să... Păi, intre pe piață în condiții egale? Păi vă dați seama că lucrul ăsta s-a întâmplat în ultimul timp.
până când s-a făcut, mă rog, într-o guvernare care se dorea probabil o privatizare și ne aducem amintea complexului energetic Oltenia, n-a fost gândit să fie una performantă, să fie una, așa cum spuneați, cu o privatizare în care să aibă în viziune capitalizarea cu scoaterea pe bursă a unor acțiuni. De 2 ani, de 3 ani se vorbește de treaba asta și nu se mai întâmplă. Dar lucrurile, după cum vedeți, cât au fost de complicate, s-au început să mai simplifice, dând posibilitatea complexului energetic Oltenia să furnizeze și în aceste condiții. Dar nu numai complexul energetic Oltenia a fost lezat în activitatea sa de către influența politicului nefastă în activitatea economică și care alta. A fost hidroelectrica, a intrat în insolvență, nu s-a putut face mixul energetic când se putea și toate lucrurile astea au fost, bineînțeles, greutăți obiective și au avut la bază, mă rog, o serie de cauze mai mult subiective pe care guvernarea Ponta trebuie să le depășească și le va depăși. A pierdut trenul complexul energetic Oltenia? N-a pierdut niciun tren. Păi am ajuns la 40% cu regenerabile. Și? Peste 2 ani ajungem la 60%. Ce deci, facem? O economie care se relansează. Va fi clar una consumatoare de energie și, doi, piața energetică nu este numai internă. Eu cred că se poate, ca și România, să exporte, cum de fapt exportă alții vecini noștri, exportă energia produsă de alții. Noi de ce n-am putea face treaba asta? Păi, statul, dar trebuie să facem statul, acest mix energetic. Statul nu e interesat, cel puțin asta e senzația mea, că nu e interesat să aibă un competitor puternic pe piața de export de energie. Dar, și nu înțeleg de ce. Sunt niște domni, băieți deștepți acolo la ministere, că nu dau seama. Eu n-aș zice la ora actuală statul, așa cum ziceți dumneavoastră. Asta a fost problema la nivel național, păi, cineva, a ministerilor de resort pe vechile guverne. Să apară, păi, da, regenerabilele. N-au apărut singure. Și nu știți, e un cadru legislativ. Dar știți de când au apărut astea? Am avut și repet, nu în ultimii ani, au apărut foarte clar pe guvernările care n-au guvernat deloc pentru români și au guvernat pentru partide și interese. Interesele băieților deștepți sau atragerea investițiilor de asta. Când v-am spus de certificatele verzi care au fost acordate fără noimă de către România și nimeni în Uniunea Europeană nu le-au acordat 6 la rând și au influențat prețul și știm ce s-a întâmplat în țara vecină la Bulgari, că a căzut guvernul, dar guvernul Ponta a luat măsura de a diminua de la plată 30 cate vezi ca să putem să rezistăm pe piață și se ocupă, după cum vedeți, cu pași sigur în a realiza această strategie energetică care să fie națională, care să fie armonizată și ancorată la strategia europeană. Rămâne acum să vedem ce se întâmplă pe mai departe, pentru că cel puțin până la sfârșitul lunii viitoare avem șomaj tehnic la complexul energetic Oltenia. Vedeți că totul depinde aproape de starea vremii sau poate nici măcar de starea vremii. Din păcate nu mai depinde la complexul energetic Oltenia, pentru că da, vreau să concurența... vă reamintesc că acum avem șomaj tehnic în condițiile în care spuneați să avem pe piață încă 40% producători de energie, avem energie regenerabilă. Avem 170 de producători. Șomajul tehnic este inventat de când complexul energetic Oltenia era singurul producător și furnizor de energie electrică în piață. Vă dați seama că câte lucruri se puteau face atunci când funcționa și hidroelectrica, dar orice, de aceea v-am orice întrebat pas, dacă nu cumva ce au pierdut trenul. Orice pas pierdut înseamnă mai greu să intri în ritmul și într-o situație în care să funcționezi cum puteai de la început să o faci. Iată că suntem la finalul emisiunii, sigur că mai puteam continua mult pe această temă complex energetic Oltenia, pentru că lucrurile nu sunt deloc clare în acest moment, ba mai mult decât atât s-ar putea odată cu trecerea timpului, chiar a lunilor, să devină și mai complicate pentru producători. Și aș vrea să adaug că cei care acum mai umblă de acolo până acolo să spună că lucrurile astea s-au întâmplat datorită guvernului Ponta, a intervenției lui Ponta, lui Ciurel și Călinoiu, vă spun eu că nu fac altceva decât să apere pe ei care au făcut cel mai mare rău pentru complexul energetic Oltenia și pentru mineritul Gorjan. Corupția oricum nu are culoare politică. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această seară. Vă aștept și cu altă ocazie. Vă mulțumesc dumneavoastră că ne urmăriți. Rămâneți cu TV Sud, urmează știrile.